Deci atunci suntem din nou în emisie și vă spun, nu știam ce se întâmplă aici în pădure. Deci este un arboret foarte des, cumva se pătrundea foarte greu. Unii spun că chiar se pătrundea prin niște subterane și cred că cam așa era. Și acolo era un laborator în care se făceau fluturi, se făceau moli. Foarte mulți, unii spuneau că ar fi și molia de la Versoa pe acolo, dar eu nu mai participam la asemenea lucruri, dar mai se vedea că, să spunem, regalismul e pierdut la noi. Deci asta este. Deci când tot s-au făcut studii extraordinare, ce a însemnat monarhia, a salvat România, a fost ceva bun, deci trebuie studii la nivel, să spunem, global al monarhiei. Ce se întâmplă aici? Deci dinastia asta de Hohenzollern, Sigmaringen, a fost bună, n-a fost bună, n-a fost bună, regretat, n-a fost bună, deci este ceva, cum să spunem, un german de Bosfor care este adus aici și vedeți, este o situație de război, de revoluții negativ, deci negativ. Deci, trebuia o președinție chiar slabă, dar eu vă spun că monarhia nu salvează România, monarhia distruge practic România, asta e. Toți cei, se vede așa, a fost și în Bhutan cu săracul regii de Pembra. Deci, practic, s-a prăbușit Bhutanul, vedeți cât de mic este acum și cât de mare era înainte. Monarhia nu e un sistem flexibil, totuși înflorește foarte multe corupții, nu susține știința, să spunem. Este sistemul republican din antichitate, practic. Deci studiile au avansat aici, studii foarte multe s-au făcut, tot felul de fluturi s-au pus pe internet, s-au făcut și aici, acum văd că au dispărut școala rândunici, au dispărut și rândunicile. Nu e o situație plăcută. Au dispărut și mâncărurile alea formidabile, să spunem, de atunci. Dar cred că mai sunt și rețetele de studii de arătau că trebuie să iei totuși un echilibru ăsta radical, deci fără extreme din astea colosale, să spunem. Și, bineînțeles, este un grup, să spunem, tenebros din România care propune lichidarea tuturor oamenilor care s-au dat atunci cu ruși și comuniștii, deci comunismul ar fi fost o capcană. Sfate munții, ei intră la colosal monstruos person. Deci, ce a fost revoluția din Rusia? Până a fost o răscoală împotriva situației de război, pentru că erau trimiși foarte mulți oameni să lupte în primul război mondial și să moară. Răscoala și revolta a reușit. Bineînțeles, ea a fost dirijată după aia discret, deci a fost Kerensky întâi, primul revoluționar, iar dacă lumea nu prea știe asta, lumea stă slab de tot cu istoria, apar tot felul de oameni care se dau, să spunem, istorici, deci facultatea e foarte slabă și profesorii foarte slabi. Deci lumea nu vrea să ducă la armată, asta e tot. A făcut o răscoală și salut, a făcut pace cu imperiul ăsta german și la revedere. Cam asta e tot. După asta s-a mai dat și pământ pentru că regimul era destul de dur. Asta e problema acestei răscoale.
problema adunărilor Sanhedrin negri și spuneau este și ea, deci a traiectorii negri, să spunem, de distrugerii a Imperiului Țarist, este și ea, dar nu pare așa de concludent. Deci prima dată este fuga de stagiu militar și de război a oricărui om. Trebuie să înțelegi omul, deci baza omului.